Sute de făgărășeni au ales să sărbătorească intrarea în noul an în centrul orașului. Oamenii au petrecut în număr mare noaptea dintre ani în compania muzicii și a focurilor de artificii. A devenit deja o tradiție pentru Primăria Făgăraș să organizeze revelionul în centrul orașului. Astfel, făgărășenii care nu au vrut sau nu și-au permis să meargă la restaurant sau la pensiunile de la munte, au mers în centrul orașului pentru a sărbători, așa cum se cuvine, trecerea dintre ani. Pe scena din fața primăriei a întreținut atmosfera de sărbătoare o formație din Sibiu. În mulțime s-au aflat și primarul și președintele Consiliului Județean Brașov, care, la miezul nopții, au vrut să le facă o urare specială locuitorilor orașului. De asemenea, la cumpăna dintre ani, petrecăreții au avut parte de un spectaculos foc de artificii care a durat 15 minute. Făgărășenii au ciocnit un pahar de șampanie, s-au îmbrățișat și au cântat de bucurie la trecerea dintre ani. Oamenii speră ca noul an să fie mai bun. Doresc să fie un an mai cu sănătate, cu bucurie, să dea Dumnezeu fericire la toată lumea și mulți ani la toată lumea. O pensie mai bună, prețul mai reduse, oameni cu conștiință mai bună, un parlament mai bun. Păi ce așteptări să mai putem avea? Ce vă doriți? Păi multe dorim, dar nu se poate, asta e. Păi să dea Dumnezeu un an mai bun, să nu mai fie atâtea crime prin țară, că în primul rând alea distruge tot ce-i frumos în România. Și credeți că o să fie un an mai bun? Păi să sperăm că poate ăștia își mai schimbă ideile. Sperăm să fie ceva mai bine, ceva ce, mai bine. Ce vă doriți pentru dumneavoastră? Sănătate. Sănătate în primul rând și un pic de prosperitate. Și să fie mai bun guvernanții. Dacă se schimbă, sperăm. Dacă se schimbă. Numai că deja noul an a venit cu scumpiri, dar și cu modificări în sistemul medical, care îi obligă pe oameni să scoată alți bani din buzunare.